Nu mai înțelege ce se întâmplă în justiția din România. A scăpat un interlop din dosarul ăla cu judecătoarea drogată. A evadat în arest la domiciliu. Bine că nu l-ați lăsat pe stradă direct, de ce naiba mai contează? O să vă arăt astăzi și ce se întâmplă cu pensiile în România. 130 de milioane de euro costă softul pentru recalcularea pensiilor. Iar un fost primar de la PSD spune că în campanie ar trebui să li se zică pensionarilor că vor fi blestemați dacă nu votează cu PSD-ul. O să vă arătăm și jocurile de la capitală, pentru că au apărut două noi sondaje bombă pentru primăria generală. Și astăzi și-a depus candidatura și domnul Vanghelie. La sectorul 1, domnul Tudorache. Eu am o curiozitate cum se vor împărți clanurile între cele două sectoare. Bine, mai văd o felul de securiști care candidează pe aici, pe acolo. N-am avut eu timp, dar o să vă povestesc. Văd că multă lume a început să mă amestece și pe mine în tot felul de discuții, în tot felul de subiecte. Și eu încă aștept să-mi fie retras numele dintr-o asociere care nu este despre mine. Dacă nu, asta este. Poate că domnii Joan, Guș, nu știu, Nistorescu vor înțelege că nu amesteci oamenii în toate aceste mușuroaie cu furnici. Încep 3 ore de politica zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această prima oră printr-o legătură telefonică directă, ministra familiei, Natalia Intotero. Mulțumesc foarte mult, doamna Intotero. Vă mulțumesc și eu. Permiteți-mi să prezint și restul invitaților. Monica Tatoiu, antreprenor, bun găsit, doamnă, mulțumesc foarte mult. Avocatul Florin Constantin Durgheu, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc printr-o legătură video, Silvia Dinică, deputat USR, mulțumesc, senatorul USR, bun găsit, Silvia, mulțumesc. Ciprian Purice, jurnalist, mulțumesc de asemenea, Ciprian Purice. Sunt mulțumesc. Bun, doamna Intotero, aflăm că se întoarce copilul de 6 ani în țară, din München, cu un reprezentant al statului român și cu un psiholog. Dați-ne mai multe detalii. Așa cum am promis vineri, am solicitat președintelui Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului, domnului secretar de stat Rareș Achiriloae, ca în cursul zilei de astăzi să se deplaseze în Germania pentru a discuta cu autoritățile și a definitiva procedura pentru repatriere. În cursul acestei dimineți a ajuns în Germania, alături de reprezentanții Consulatului General de la München, au ajuns în localitatea unde se afla băiețelul, în grija asistenței sociale. Și în urma discuțiilor cu autoritățile, copilul a fost predat autorităților române. În momentul de față se află la Consulatul General de la München. În câteva momente vor fi definitivate documentele pentru a pleca spre țară, respectiv titlul de călătorie, și sperăm ca în cursul nopții acesta să ajungă la Gorj. Va fi însoțit de psiholog și de reprezentanța ai Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului din județul Gorj. Și sper ca în următoarele zile să găsească o soluție pentru ca cei trei frați să locuiască împreună până la definitivarea procesului, care este în momentul de față a investigației și probabil va fi și un proces. Până atunci copiii vor rămâne în grija statului. Deci va ajunge la DGASPC Gorj copilul? Da. Doamna Intotero, aveți informații suplimentare despre modul în care a ajuns, totuși în custodia autorităților din Germania? Au fost ceva, nu știu, nereguli sau pur și simplu poate o încercare de înscriere la grădiniță sau chestiuni medicale? Nu am foarte multe informații în momentul de față, fiind și acest dosar instrumentat de DICOD, dar este foarte important că cei din Germania, autoritățile din Germania au avut grijă de copil. Categoric el va trebui să urmeze în continuare consiliere psihologică și aici în România, dar cred că de mare ajutor îi va fi întâlnirea cu ceilalți doi frățiori și alături de surioara sa, de asemenea mai mare, care este nevoie în continuare să beneficieze de acest sprijin. Sper să reușească colegii de la DGASPC să identifice un asistent maternal care să îi îngrijească pe cei trei, având în vedere că în momentul de față legislația spune că minorii până în 7 ani trebuie să fie dați asistenților maternali. Intenționăm să facem o modificare și în acest punct, astfel încât să poată să fie și în grija centrelor, de căsuțelor familiale, 12 locuri sau apartamente familiale, 6 locuri, dar până atunci să se identifice o posibilitate astfel încât cei trei frățiori să locuiască împreună.
Care este sau care a fost starea copilului în momentul în care a ajuns reprezentantul statului român acolo? Aveți mai multe informații? Da, starea copilului a fost una bună, s-a bucurat foarte mult când i s-a spus că se întoarce acasă la surioara și la frățiorul lui. Da, am discutat atât cu reprezentanții Consulatului General cât și cu domnul secretar de stat. L-au dus la consulat până când se definitivează documentele, au mâncat împreună, au socializat, chiar s-au și jucat un pic în curtea consulatului cu o minge. Deci copilul este bine și bucuros că revine alături. Avem de date suplimentare, doamna ministru, despre modul în care a fost scos din țară sau este doar ancheta DIICOT-ului și încă este nu? Este ancheta DIICOT-ului și nu avem acces încă la aceste informații. Dar, dar despre cetățeanul german, uite că întreabă doamna Tatoiu, eu știu că cetățeanul german se află în România în acest moment și împreună cu o echipă foarte mare de avocați, 4 avocați, dintre care 2, pun presiune împreună cu cei 2 părinți. Tatăl este alcoolic, iar mama este o persoană cu dovedite probleme psihice. Înțeleg că pun presiune pe DGASPC pentru ceilalți 2 copii ca să ajungă înapoi acasă. Se cunosc alte informații despre acest cetățean german? Nu știu alte informații, dar cert este că legea va fi respectată, iar așa cum ar fi dorit și dânsul o procedură de adopție internațională, ar fi trebuit să fie demarată și realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, nu sub o altă formă. De aceea, indiferent câte presiuni vor fi... Absolut. Doamna ministru, domnul avocat Durgheu are o întrebare, vă rog. Da. Să rămâne, doamna ministru, în primul rând felicitări pentru reușita demersurilor, felicit autoritățile române, precum și pe toți cei care au sesizat acest tragic incident. Întrebarea este următoarea. Ați demarat procedurile legale pentru decăderea din drepturile părintești ale celor 2 părinți? Când înțeleg de la dumneavoastră că ei doresc ca ceilalți 2 copii să se întoarcă în sânul familiei și da, presupun că aceștia sunt autorii vânzării. Aici, deci v-am spus, este și acest dosar instrumentat de DIICOT, dar în momentul în care reprezentanții de la DGASPC au decis alături de reprezentanții poliției ca să ridice pe frățiori, ceilalți frățiori de acasă, aceștia se aflau, din ce am înțeles, în grija unei rude, deci părinții nu erau acasă. Erau în Germania, părinții. Chiar nu au pus rezistență fetița. Nu vorba de rezistență, vorba de procedură legală. Pentru că de procedură legală, tot ce spuneți dumneavoastră dovedește faptul că autoritățile de mult trebuia să inițieze această procedură separat de ancheta DIICOT. Ancheta DIICOT privește vânzarea unui copil. Nici nu poate concepe mintea omenească o grozăvie mai mare. Bun, dar separat de asta. Așa cum știți și dumneavoastră, începând de la primăriile de comune, orașe, municipii, există acești angajați pe zona de asistență socială care trebuie să țină legătura cu DGASPC-urile. Dar vedeți dumneavoastră, și anul trecut, ne aducem aminte, acel scandal instrumentat de anumiți colegi, nu mai dăm nume, prin care spuneau că statul fură copiii, a făcut cumva să existe o temere din partea angajaților să fie cumva mai incisiv și pe partea de monitorizare. De aceea este foarte important că atunci când cineva intenționează sub o formă sau alta, gândindu-se doar la un câștig de capital electoral, pentru că acea lege nu a fost sub nicio formă ca statul să fure copiii familiilor, să fie un pic mai atenți. Da, doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru implicare. Mă bucur că am reușit împreună măcar să aducem acest copil acasă și să arătăm public că există astfel de cazuri, că de multe ori e ușor să scoți din țară copii, ca și când, sincer, ar fi fost niște psași de cartofi. Mulțumesc foarte mult, Natalia Intotero, ministra familiei, este un caz, revenim în dezbatere, este un caz pe care mi l-au sesizat locuitorii din acea comună. Am contactat-o pe doamna ministru și la câteva ore era deja în gol, se întâlnea cu frații acestui copil și de aici a ieșit la suprafață tot acest